la asta alimentat cu pompa asta. Zboare, știi? Da. Asta nu-mi preocupă, să scot de aici. Un topinambur. Wow. Wow, ce frumos e. Sper am mai mâncat una alta. Pe asta am să lăs în pământ. Cuibulez de ăsta de cartofi. Un cuibulez de topinambur. Wow, ce-i și aici. Ce frumos. Ăștia mai mici de ei las în pământ. Mai trebuie și o dată. Wow, ce-i aici. Prin fetric acolo iarbă bună de scurmat. Bune! Ce tari! Băi, direcțină mișcarea cu mazărea. Sunt mari cări potențial. Nu vine să cred, a făcut o păstăiță. Bine, e anemică, vai, zisteau ei, da? Ce tari! Bravo tu! Nice! Sera asta de 50 de metri pătrați, avem cam tot ce ne trebuie pentru iarnă. Toate verdețurile necesare ca să trecem iarna cu bine. Nu e nevoie de mai mult pe timpul iarnii, mai mult decât suficient. Avem și usturoi verde. Spanacul peren rezistă în continuare eroic. Deși cred că niște căprioare s-au înfruptat din el, nu-i nimic, este pentru toată lumea. Apple mint a rezistat unei veri caniculare. Se pare că de acum e de-a locului, dacă începe să facă puiuți. Ceea ce e minunat, asta e rândul ei. Că ăsta e singurul cimbrișor care s-a prins, vreau să mai pun, e foarte fain.
topiramburul e foarte gustos, dar problema lui că provoacă flatulență, ca să zic elegant, adică te beșești de spâricuru. Vai și amar, Doamne, câteva zile, my God. Astea, dacă auziți la vreo nuntă sau la petrecere că să servești ceva cu topinambur, zis și Jerusalem Artichoke, să o ocoliți dacă nu vreți să explodați. Am făcut topinamburul la air fryer, a ieșit super bun, are gust de jumări. Trebuie consumat cu foarte multă prudență și cu împătare. Și am mâncat puțin el, adică nu m-am exagerat și tot a fost valentă. Crușețea și sorbestrea, pot să mai jumătate dacă vreau, dar cred că îmi lasă în pace. Ani cu sărmanul. Așteaptă vremuri mai bune. Cheilu. Perer. Și salvia așteaptă vremuri mai bune. Cred că tot și-au mâncat căprioarele pe astea. Pucele. Mă, ce lojmulii pe ăsta. Oregano a scăpat, că-i mic el. Împuțite. Au mâncat muguri de la... Vai, de capul meu ce împuțite. Le mănânc. De la smochin. Mama lor. Vai, ce rău îmi pare. Ce măgăriți. Uite, eu trec pe aici și l-o rupt. Tot mă țin eu să nu-l pun gard electric, dar... Drași, chelițați. Pe ăla l-o scăpa de acolo. Celălalt care mai l-a dus. Drași de animale. Mama lor. Ăsta au scăpat. Un puțin. Și mă nerviază. De tocat resturile de roșii. Vreau să pornesc mobila de compost. Am adunat ceva materiale. Am avea treabă. Am strâns două moviluțe de frunze și acum le dau foc. Nu glumesc. Le duc la compost. S-a urcurat. Am pus primul strat de roșii tocate. Cred că au intrat vreo 2-3 roabe. Apoi două roabe de găinați. Amestecat cu paie și tocătură de lemn.
Și acum vreau să dau drumul la apă și să continui cu un strat de frunze, deci de material uscat. Da, dacă tot m-am apucat de jos, deci roșiile uscate, resturile vegetale de la roșii uscate, este materialul maro sau uscat. Găinațul e combinat cu iarbă uscată și tocătură de lemn, dar l-aș socoti ca material umed sau verde. Și acum urmează să vin cu frunze, care reprezintă strat de material uscat. Uite găinațul și stratul de roșii uscate. Resturi vegetare, nu resturi. Unul dintre motivele pentru care am pus prima dată stratul de roșii uscate e că să țin un pic mobila mai depărtată de sol ca să aibă un scurg surplusul de apă. Dacă vă întrebați, nu miroase deloc ca nimic. Încă. Am udat și cu 2 litri de zeamă de la bocașii după ce am pus a doua roabă de frunze și le-am udat bine ca să inoculez cu bacterii. Am pus un strat de gunoi menajer plus 3 containere de bocașe, că fiecare container are un volum de 16 litri. Acum aud bine, am încercat să le distribui cu mai bine, am spart conținutul containerilor și am încercat să le distribui cu furca încât se ocupă de uniform. Mă aud bine. Am să vin cu un strat mai subțirel ca să am de tocătură de lemn. După aia mai vin deasupra cu niște găinați. Ud după fiecare strat. Un strat de tocătură pe care am încercat să-l întind cât mai uniform. L-am udat. Vin cu 2 roabe de găinați pe care o să le ud după fiecare roabă. După ce am mai pus o roabă de frunze, am udat-o, am mai pus 3 containere de bocași, le-am împrăștiat, plus încă vreo 2 containere mici de gunoi menajer. Am udat bine totul, acum mai adaug frunze și trec în cheie azi. Asta e pe azi, am rămas și fără apă și fără vlagă. Am mai stropit cu zeamă de la bocașii. Și cam asta e momentan, mai vin mâine și mai completez. Suau, nebune! Asta e soiul cu îngrășământ verde. Nu ești chiar uniform, dar merge. O plouă destul de târziu după ce ne-am semănat. Găsesc unde a fost saltea energetică anul trecut. M-a rămas cartofi în pământ. Urmează niște săptămâni cu temperaturi mai mici de minus 10 grade și am pus folie de agril anti-îngheț în seră ca să păstrăm sălățurile și bunătățile din seră. Este stratul de frunze. Am pus o găleată de pipi
pipi de hadinuță. Acesta este ingredientul magic care o face compostul. Nu, glumesc. La partea cu ingredientul magic. Mă spar cam apă în sfârșit. Mai urmează să mai pun încă două roabe de găinaț. Apoi un container de 60 de litri de tocături de lemn. Am tocat un pic azi ca să mai fac niște tocături. Am suit după fiecare parte adăugată, după fiecare roabă sau container. Da. Iarna e grea, o mătri mare. Cel cu teamwork. Trebuie imortalizat momentul, cine știe când se mai repetă. Am bătut un deal și aici are cred că 2 metri zăpadă. Și nu stă atacă-i cu el zăpadă. Avea dreptate, da. Da, și acum să văd, trebuie să-mi dau și eu, nu? Nu, fund, da, m-am pus eu. Da, da, trebuie să-mi... Să vezi telefonul neapărat. Da, păi acolo, trebuie tăi. Imortalizat momentul. E praș, cine știi că se mai întâmplă asta? Da, hai. Da, dar eu încerc să mă duc de pe zona cu grăunțele ca să nu-mi facă. Da, dar când te înfungi, dai cu urmă. Da! Mama, malione! Da, stai, aoleu, și nici nu a fost suficient de deșteaptă să-mi iau mănuși. Că cine trebuie mie mănuși? Stai că acum, bă, cum ies de aici? Bă, stai că acum trebuie să lăs telefonul. Eu mai am curaj să mai bag piciorul în căcatul ăsta de zăpadă. Stai, mă duc așa ca râma. Stai. Dar las că iau și eu una, că e cam aiure de luat două. E, dacă insiste așa... Aoleu, mânuțul imediat. Da. Doamne ajută. Da, chiar sunt curioasă dacă am ajuns până aici. Mi-a intrat zăpadă și în papuci. Păi ce omez o căpărioară. Sper să n-am nebunias. Se prezintă bine. Mervios. Se vede mai clar și pe unde-i traseul lui Bițu. Ne-au făcut cărare cățelul. Bineînțeles, la compost, nici nu-ți putea altfel. Nu mai acoperisem compostul, că n-am mai avut apă să ud ultimele straturi și am zis că se ocupă zăpada de problemă. Băgat doar mâna prin ușă. Dar ce cald e înăuntru. Nice. Se simte foarte fain. N-am mai dat la parte zăpada, că e un izolator bun. Sunt curioasă cum e sub foilele de agril. Dar să le scot săptămâna viitoare. Căci că marți o să mai fie o zi cu minus 15 grade și după aia se încălzește. Sunt curioasă ce-i sub, dar vreau să păstrezi căldura. Wow, ce fain înăuntru! Cred că sunt măcar vreo
5-10 grade pe acolo. Acum se simte la mână. Ce face fetele? Aoleu, ce m-am dus! Capcane! Ce faci, fetelor? Vă îngheța curul? Vă udați? Din capul vostru! Ce să fac? Aici marfa ați produs. Păi, dar nu mă lăsați, mă duc să văd care-i treaba, care-i producția. Grevă, faci și voi grevă, blocați drumurile. Ce mai mulți sunteți. Dați și voi cu rahată în mijlocul drumului. E mai mulți o dată de calcă. Ce faceți, fetelor? Greva găinilor. Greva în agricultură. Lei de asta trebuie schimbată. De capul și sări bine. Măi, dar ce culme sunteți? O, nu dați. Dar eu și am vorbit, vă aduc iarbă să vă fie de bine, mă mai dați ouă, nu? Păi nu așa ne-a fost înțelegerea. Ce revendicări aveți? Păi spuneți clar, dați-mi și mie o listă ca să-ți aleg. Păi dați și tu că să văd ce fără. Da, mă duc acum și vă schimba, păi ok. Am prins ideea. Te mă uit la tăci. Păi da, ouă nu dați? Ce mi-ți convine, fată? Hai să ieșim de acum, fetele, că parcă nu-mi place așa la îngrămădeală, nu știu cum vă simțiți voi, dar eu cu claustrofobia nu stai foarte bine. Da, am înțeles, trebuie să vă schimb apa, se rezolvă. Altceva? Și vrem cocoș! Vrem cocoș! Vrem cocoș! Vrem cocoș! Da.